Salut, prieteni! Bine vă regăsesc la sfârșit de săptămână. Iată, astăzi vremea ține cu noi. V-am promis că o să avem o întâlnire din aer liber. Sunt într-o zonă absolut mirifică. Dacă auziți, Mureșul curge undeva în spate. E lucernă, sau cum se spune la noi, luțernă. La fel, aproape că m-aș culca aici. Auzi și păsărelele cântând. Plus că dacă vă uitați și la livada din spatele meu, nu vă puteți gândi decât că suntem într-un mic colț de rai, un colț de rai în care vreau să vorbim despre succes. Despre succes în viață, despre succes în afaceri, despre succes în politică, și am lăsat-o pentru astăzi această discuție. Nici nu știu cum să spun, cu invitatul meu sau eu sunt invitatul invitatului meu, pentru că sunt, pot să zic, acasă la invitatul nostru de astăzi, care ieri a avut ziua de naștere și pe această cale îi spun domnului Bolog Iosef la mulți ani, domnule Bolog, și bine ne-ați primit. Haideți să o luăm așa. Mulțumesc, bună ziua, Iona Potchivanoc, bine ați venit. Mulțumim de primire, domnule Bolog. Încă o dată vă spun la mulți ani și vreau să vă întreb cum se vede lumea după 65 de ani. Sau la 65 de ani împliniți, să spun așa. Păi din spatele ochelarilor de soare se vede destul de luminos acum, că soarele încă nu este spre apunere. Domnule, primii 15 ani au fost mai grei până, adică mai ușor, până ai dat de greu. Când ai început să dai de greu, ai început școlile, pentru că localitatea mea natală acolo a fost numai la sângerul de pădure, a fost numai până în clasa a patra. 1-4 a fost. După aceea am început la Dumbrăviora, dă-i cu naveta, dă-i cu cizme, dă-i cu noroi. Și uite că au trecut 65 de primăveri. Mama fie tată spunea când m-am născut eu, atunci săcuiencele veneau la seceriș, la Gornești, pentru că maternitatea a fost aici. Și smurdu a fost doi căluți care m-au adus cu căruța din Sânger peste deal și săcuiencele au ajutat pe căldura asta ca să ajungă maică-mea, pentru că foarte greu au venit, și norocul a fost că le dădea apă. Și le mulțumesc sus în ceruri că acum deja săracele nu mai trăiesc. Dar asta a fost. Și uite că și după 15, adică da, după 50 de ani este prima dată când n-am reușit să aniversez cu prietenii și cu taraful, că a venit acest virus care toată lumea e frică, nu mai vrea nimeni, și noi avem o distanță destul de bună între noi ca să nu ne infectăm. Credeți că o fi un semn, domnule Bolog, că la 65 de ani ați fost forțat să țineți așa o distanță? Păi eu un semn am mai primit la 50 de ani când au fugit caii cu mine și mi-am rupt toate oasele. Ăsta e al doilea semn care acum a apărut. Dar nu cred că poate să le distanțeze, pentru că... Nu mă gândeam neapărat la distanțare, adică... mă gândeam la ce a spus dumneavoastră de vreo 3-4 ani și le-a mai spus privitorilor noștri. Tot amenințați că lasă că la anul îngrop ceasul. La anul îngrop ceasul și nu mă mai trezesc la 5 jumate sau la 4 jumate. Dom'le, eu după ce am primit primele pensii și am primit decizia, de la Multipro de acolo mi-am dat demisia, nu mai sunt administrator, adică... Nu mai sunteți angajat. Nu mai sunt angajat, în schimb la Balo Construct acolo m-am reangajat. Deci eu acum încă îmi plătesc pensia. Deci... Dar să știți că foarte bine ați nimerit această zi, pentru că ziua de 23 e o zi specială, dar 25 este doliu pentru toți privații, mai ales acum de când a venit pandemia.
Păi de ce? Că acum statul spune că vă ajută, că păi vă dă, că vă amână plățile, vin bani pentru a ajuta mediul de afaceri, așa spun peneliștii, nu? Să ferească Dumnezeu să-ți adun până prin decembrie de miculaș, să-ți adune o grămadă de datorii, atunci chiar că nu mai, nu știu, cred că și pomii trebuie vânduți ca să ieși din... Nu, eu nu am obiceiul să am, însă știți. Cu nervi, cu dragi, că... cu strângere de dinți, mai bine rămân unii, doi furnizori și mai bine atunci dăm dările către stat. Și apoi, alții se bucură, asta e. Domnule Bolog, ați avut o viață de succes? Cum o considerați? Și înainte de a-mi spune dacă viața dumneavoastră o considerați un succes, cum ați defini succesul unui individ în lumea asta? Deci, e vorba de bani, e vorba de prieteni, e vorba de natură. Despre ce e vorba când spunem, bă, omul ăla a avut succes? Cum spuneți dumneavoastră? Pe ce să vă spun? Deja se împlinesc exact 43 de ani de când am avut primul carnet de muncă la drumuri județene, la drumuri și poduri. Atunci am fost angajat la ei. Atunci am terminat o serie de tehnicieni de drumuri și poduri la școala de construcții. Să știți că din prima zi când m-am angajat, am luat foarte serios această locul de muncă. Pentru că, în primul rând, dacă nu te încadrezi în acea colectivitate unde încep treaba, nu poți să progresezi, nu poți să... Pentru că știți foarte bine, teoretic în școală învață toată lumea, dar după aceea au venit problemele tehnice care, de exemplu, să construiești un pod, am făcut podul de la Căcuci în anii 80, către Șerben pe acolo, și atunci am început să învăț. După ce am ieșit în câmpul muncii, și încet, chiar că trebuie să-ți placă, nu? Norocul este că această meserie de drumar este o meserie frumoasă, domnule. Deci dumneavoastră dacă mergeți acum pe toate drumurile județene, nu pot să zic că toate le-am plantat eu, dar către Eremitu Sovata, acei nuci care îi vedeți dumneavoastră acum, au fost plantați de către noi. Era lotul Gornești și este o plăcere acum când mă duc pe drum și știu nucul acela, mă, eu l-am plantat. Deci, în general, nucii se plantează pentru nepoți sau pentru copii. La fel și Reghin Sovata și vedeți că toate și către Sărmași și Zau pe acolo, sunt foarte mulți nuci pe marginea drumului, către Fărăgău pe aici, pe la Păinjen. No. Toate aceste treburi s-au făcut în acele perioade. Și acum, ce să zic, această libertate care a fost în construcții, în construcția de drumuri, păi nu uit niciodată când venea în anii 80, venea Nicolae Ceaușescu la vânătoare la Lăpușna. Înainte cu o săptămână toate stațiile din județ, toate cele 7 stații, de la Șăulia, de la Sighișoara, Gornești, Târgu Mureș, Reghin, toate care erau acolo asfalt și atunci nu erau mașini de 20-40 de tone. Erau mașini din astea de 6,5 și nu cu finisor, manual. Să știți că manual s-a tras asfaltul, majoritatea asfaltului atunci. Bun. Dacă bine rețin, a fost un finisor la Sâncrai. Îmi place povestea tare mult, dar vreau să vă pun întrebare altfel. Vă considerați un om de succes? Păi dacă am rezistat și în piața asta, capitalismul ăsta sălbatic, care în ultimii ani, eu altfel am conceput capitalismul, dacă a rezistat 30 de ani, înseamnă că pot să contabilizez ca succes. Și bineînțeles, am avut și 100 de angajați într-o vreme.
Domnule, succesul vine după foarte multă muncă. Deci eu nu mă pot considera încă capitalist. Eventual, nepotul meu, dacă o să vrea să ducă mai departe, no, atunci, cam peste vreo 60 de ani, poate să spună că, da, într-adevăr, această firmă are orientări capitaliste. Băiețelul care era aici de 8 ani, da. Peste 60, poate... Nu, deci total din 90... Peste vreo 30 de ani atunci. Da, exact. Repede. Păi, domnule, o societate comercială, dacă pui cărămidă peste cărămidă, nu poate să-ți aducă foarte rar, și asta în general în comerț. În producție foarte greu poți să pui la pe picioare și nici atunci nu poți să stai pe un singur, pe două picioare. Trebuie pe mai multe, ca scaunul cu trei picioare cu care se muge văcuța. Dar, trăgând o linie, chiar mă consider că, din punct de vedere al lucrului, m-am realizat. Deci, al afacerii, realizat, dar nu neapărat de succes, sau succesul înseamnă și realizarea? Că spun mulți, e un om realizat, dar e și un om de succes dacă e realizat. Acum aici sunt două chestii. Deci într-o afacere poți să dai boom-ul, să bagi bani în pușchiuliță, să stai liniștit și spui că ești un om realizat. Sau începi să investești, să reinvestești și poate că la un moment dat dai gigs cu ceea ce ai investit. De exemplu, noi dacă nu eram atenți, și chiar și firma, după 2000 au început să vină firmele mari de construcții de drumuri, care aveau o altă înzestrare. Atunci am observat că începe să miște pământul și am redus activitatea. Deci nu am așteptat să vină să ne dea în cap. Ne-am reorientat către agricultură de vreo 5 ani. Bineînțeles, a mai rămas producția secundară de prefabricate, exploatări de agregate minerale. Dar nu puteați să faceți concurență marilor companii din Europa în domeniul construcțiilor de drumuri? În primul rând, la licitație. Nu singur. Mă refer așa, în general, oamenii de afaceri din domeniul acesta, n-ați fi reușit să le faceți concurență sub nicio formă? Acum pentru că ei vin, avem lucrări începute și vedem multe lucrări subcontractate și multe lucrări de unde pleacă străinii, deși la ei în țară lucrează foarte bine. Acum 10 ani am propus să facem un holding în construcții cu mai multe firme de drumuri și construcții civile din județul Mureș, dar a eșuat, pentru că fiecare s-a dus pe pila lui, deci nu s-a gândit pe termen lung. Pe termen scurt, fiecare și-a văzut de profitul lui. A vrut să fie de succes, da, exact, pe moment. Da? Dar în schimb, acum, toată lumea se chinuie. Sunt foarte multe firme de construcții care sunt în faliment. Astea sunt și datorită faptului că legea achizițiilor este așa cum este. Aici vreau să fac o paranteză. Uite, domnule, toată lumea a sărit la gâtul constructorului de pe podul Mureș. Deci a fost o firmă din Cluj. Firma aceea din Cluj a cumpărat materialul de la o firmă din Târgu Mureș, asfaltul, și a închiriat finisorul. Deci nu acea firmă din Târgu Mureș a executat lucrarea, ci a fost închiriat și a fost executat. Nici măcar n-a fost subcontractare. Nici subcontractare. A dat comandă pentru materiale și închirieri de finisor. Și a băgat pe ăștia necazuri. O trebuie să frezeze, dar ce era dacă de la început aceste firme care sunt din Târgu Mureș sau din județul Mureș puteau să acceseze reparația capitală a podului, domnule? De ce trebuia să vină firmă din Cluj? Alt exemplu. Până acum,
era plin cu schelă Palatul Culturii, da? De două săptămâni. Astăzi pleacă. Astăzi pleacă, acum încărcau. Parcă s-a reziliat contractul și s-au retras. Deci a ținut 2 ani de zile, da? Deci aici sunt problemele. Și nimeni... Acum, nu numai legea achizițiilor este de vină, pentru că conducătorii acestor instituții, vorbesc de primării, de consilii județene și așa mai departe, domnule, trebuia să adune, domnule, constructorii sau cineva să-și asume răspunderea că acele lucrări mari care se fac, să se facă cu firmele din zonă. Pentru că ați văzut, centura orașului, da? De la Tofalău. Dar ei vin și ne spun că suntem în Europa și avem licitații la care pot participa toate firmele din Europa. Așa cum noi ne putem angaja oriunde în Europa și dumneavoastră puteți să mergeți cu firma să lucrați, așa au și ei dreptul. Eu vreau să vă întreb însă altceva. În dreptul ăsta, noi, românii, constructorii, muncitorii, suntem mai proști decât restul Europei sau suntem luați de proști de restul Europei? Pentru că vin, cu excepția firmei din Cluj, care e de-a noastră, să spunem așa, ceilalți subcontractează. Păi, vine o firmă de apartament care a câștigat o lucrare de introducere a apei potabile aici în zonă și de pe locul 5 a ajuns pe locul 1, la curtea de apel. Da? A eliminat toate firmele din față, care erau cu prețul mai mic și a venit cu 15 miliarde mai scump execută decât primul care a depus oferta. Caietele de sarcini nu se fac de către la Bruxelles, domnule. Caietele de sarcini se fac aici. Vedeți, și atunci? Vedeți cum e și cu gunoiul, da? Din Târgu Mureș. Acolo ceva pute la caietul acolo de sarcini. Miroase iarbă. Sursele mele spun că miroase iarbă, domnul Bolu, pentru și urmează să documentez zilele viitoare. A iarbă din asta, cosită, frumoasă. Domnule, de 2 săptămâni de când firma care are acum contract provizoriu a curățat orașul de mizerie. Era sufocat orașul. Vedeți că și este liniște acum și în zona, după cum văd eu, că toată lumea a tăcut. Deci, acum 2 săptămâni, toată lumea făcea campanie cu podul Mureș și cu gunoiul. Domnule, e liniște. E, domnule, nu faci o campanie electorală, tu să nu faci pe insuccesul aceluia care, știu eu, a fost primar, a fost viceprimar, tu spune ce vrei să faci tu. Înțelegeți? Eu vă înțeleg, dar oare cei care votează înțeleg că e momentul ca după 30 de ani să voteze pentru ei, nu pentru povești? Eu văd acum... Indiferent că e Târgu Mureș, că e Lăpușna sau, nu știu, Lăpușna ține de... Cred că aceste două... Gurghiu sau altele. Cred că aceste două lucruri de care a călărit toată lumea în ultimele 2 săptămâni, podul Mureș și salubritatea, adică salubrizarea orașului, astea sunt epuizate. Deja sunt os ros. Deci, și drumurile, și drumurile la Târgu Mureș sunt epuizate, la fel și transportul în comun. Nu, transportul comun încă nu. Transportul comun acolo mai trebuie să... Acolo nu, acolo... Au zis că sunt bani și nu, o să vină, nu. Sunt licitațiile... Dacă vin acele 30-40 de autobuse propuse, nu e nicio problemă. Dar să știți că firma care, și cu asta am și terminat podul Mureș, a trebuit să radă tot asfaltul, domnule. Da. 100.000 de euro a costat numai refacerea. Asta înseamnă că a intrat undeva într-o gaură, da? Și repede, a doua zi, o sărit fiecare la gât. Păi, domnule, dacă face lucrare, acea lucrare are o garanție, domnule. Este o comisie care semnează niște acte. N-au semnat nimeni, a trebuit să refacă. La fel și gunoiul, da? Și cu asta termin și. Nu pentru că, nu știu, dar e o firmă locală, domnule, care pot să-l sun seara, nu să vină prigoană din București sau nu știu cine, să-ți facă salubrizarea orașului. Să intervină în miezul nopții să facă curățenie. Aici și lucrează oameni din zonă. Oamenii din zonă primesc salari și pot să întrețină familiile, chiar în timpurile astea mai grele. Deci, domnule, dacă tu ești undeva, conduci o instituție, domnule, asumă-ți și răspunderea.
Singurul lucru pentru care te poate retrage la răspundere, domnule, este când ai luat șpaga, plicul. E, aici deja ai treabă cu DNA-ul, cu dicotul și așa mai departe. Până ce tu nu bagi bani de la nimeni în buzunar, nu poate să te atace, domnule. Hai să fim sinceri. Dar pentru asta trebuie să ai curaj, nu? Aici e problema. Plângere poate să-ți facă oricine. Înainte să-mi răspundeți, avem câteva mesaje de la Vordaș Gavril. Îl salut pe această cale. Spune că în sfârșit adică un invitat politician de nota 10. Oameni ca dânsul nu sunt agreați pentru că e prea deștept pentru această perioadă de nababi. Și vă spune, domnule, vă rog, implicați-vă cu adevărat și vă vom vota. Iar Ferenc Loran Dotilo spune, eu ești Bolagur. De ce mediul de afaceri din județ e neprietenos cu investitorii români și străini? Și ce ar trebui să facă autoritățile locale pentru a îmbunătăți lucrurile? La mulți ani! Mulțumesc frumos pentru întrebări și pentru urare. Domnule, până ce nu se implică oamenii de afaceri grei în politica județului și a țării, să știți că lucrurile exact așa vor rămâne cum sunt acum. Pentru că domnule, eu nu am nimica, eu respect toți conducătorii de partide, domnule. Dar spuneți-mi dumneavoastră din, așa, 1, 2, 3 conducători de partid, care cel puțin un an, 2, 3, 5, au plătit câțiva angajați din buzunar. Și atunci un om de afaceri, când ar vrea să intre într-un partid politic, domnule, vede cine conduce, la a doua zi nu se mai duce, domnule, nici către sediul partidului. Și atunci vin toți ăștia care... Vorba lui Mircea Prozan, ciurli burli. Salut, domnul Mircea Prozan. Vedeți, dar scena noastră, ați văzut câți oameni de afaceri sunt în capul listelor sau candidați la alegerile locale, dacă vor avea loc în toamna asta. Ați văzut dumneavoastră oameni de afaceri cu firme, oameni de succes care să spună firma merge, că am acolo angajat administrator, am toți directorii de care e nevoie într-o societate și eu să mă ocup de oraș sau de județ. De exemplu, din 15 pe lista Consiliului Județean sunt vreo 2-3 care au firme. Cel din Sovata cu televiziunea, la UDMR. Cupaș, da? Este parcă... cu covarele zombi și nu știu dacă mai este. Dar astea nu sunt firmele mari ale județului. Aici e problema. Deci eu, dar nici măcar pe partea maghiară. Și apropo, dacă ați pomenit de listă deja, de lista UDMR-ului pentru alegeri, că să vorbim un pic și despre succesul în politică, nu doar în afaceri. Cum vi se pare lista asta? Cosma Monica de pe locul 1 la Târgu Mureș, pe locul 15 la județ. Locul 15, calculam acum înainte de a intra în direct, poate fi eligibil dacă câștigă Peter Ferenc fotolul de președinte și se retrage vreunul din listă. Altfel, nu știu dacă UDMR va scoate mai mult decât are acum. Până ce nu fac declarații și Moni și deci Cosma Monico, pentru că ea la Proeconomic a gestionat foarte bine situația. Nu a fost ușor să gestionezi foarte mulți bani și să nu faci deosebire între român sau maghiar. Deci fiecare care a depus român-maghiar dosare pentru aceste proiecte, a fost, dacă a fost eligibil, a mers mai departe treaba. Eu spun un singur lucru. Acum nu știu din acei 10 la Consiliul Local câți au fost oamenii lui... Pentru că aici sunt găși, domnule, în politică. Dacă tu ești conducătorul pe o listă sau conduci o listă în alegeri, tu trebuie să ai, domnule, cel puțin în fracțiunea ta, dacă intră, 6-7 de ai tăi. Pentru că dacă tu ai intrat în Consiliu, după 2 luni de zile... Dacă nu poți să faci rezultate, atunci cred că a zis că mai bine demisionez acum. La dincolo, la județ, acolo... Nu știu, acolo cred că... Datorită faptului că anul acesta sunt aceste alegeri uninominale, această șansă UDMR-ul nu o să mai prindă
niciodată. Să aibă președinte... să aibă președinte de Consiliu Județean, să aibă primar în Târgu Mureș, să aibă primar în Reghin. Deci eu așa văd lucrurile. Pentru că sunt candidați în Târgu Mureș, 7. Parcă 7... 10 chiar. Nu. Șor Zoltan are cea mai mare șansă. Și chiar sunt foarte mândru pentru acest lucru, pentru că de mine de rău a fost promovat la această emisiune a dumneavoastră. L-ați promovat dumneavoastră, constant și cu întrebări. Vă uitați de aici, din Gornești, vă uitați la noi și întrebați pe toți anul trecut. Susțineți Șoș și iată că e acolo. Domnul Georgea, eu din încă era biserica acolo unde piața Luxor, eu din 70 sunt în Târgu Mureș. Am stat în Târgu Mureș, am avut acolo mătuși, eu în fiecare vacanță stăteam acolo. În 62, când s-a construit litoralul, jucam pe cărăviți și mergeam la cinematograful Muncitoresc în Târgu Mureș, acolo în Catanga, adică în Odi. Ce să vă zic? Sunteți legat de Târgu Mureș. Dar chiar și iubesc foarte mult orașul, domnule. Deci eu dacă zilnic nu mă duc în Târgu Mureș, sunt bolnav. Dacă mă duc... Eu asta numai aici. A, bine, asta dimineața. Dimineața când venim, aranjăm lucrurile, caii au mâncat, peștii au primit făina, lopătarii, căprioarele, e ca să nu creadă lumea că sunt lopătari. Acolo, așa este. Da. Și după aceea am și eu prietenii mei cu care mergem în cetate. Sărim de la una la alta. Aveți aici și trebuia poate să vă întreb de la început. Ați adus acest colaj de fotografii cai. N-ați pus nici lopătarii, nici altceva. Cai care vă înconjoară, da? Da, pentru că am crescut cu ei, să știți. Deci, ultima dată n-am semănat grâul sau orzul de primăvară, ovăsul de primăvară era parcă la Sânger și am avut un cal cu care taică mi-a asemănat cu mâna, eu m-am urcat pe spatele calului și dădeam cu grapa după ce am tăvălugit. No, am avut nenorocul că deja a secerat CAP-ul în 62 acolo. Dar să revenim la cu Târgu Mureșu. Mie îmi place, domnule, orașul ăsta. Eu știu toate gropile, toate străzile. Dacă, ce să zic, dacă de atâția ani mergi într-un oraș, bineînțeles, mă doare sufletul când trec pe lângă restaurantul Mureșu și văd că nu e ceea ce a fost când eram eu tânăr. Pe când intram acolo, era portarul Sixoi, lua paltonul și punea pe cuier, domnule. Nu te duceai la Mureșu, nu te duceai în salopetă sau mai știu eu și ce echipament. Și era în dictatură. Când veneam afară, venea, ținea, ne îmbrăcam. Deci, domnule, inclusiv la acel restaurant ce v-a solipit de tine când ai intrat. Da? Masa era frumos pregătită, cu farfurii, cu tacâmuri, nu știu ce, n-aveai voie țigara să dai jos. Atunci se nu mai pot fuma. Să nu vă întreb, deci, domnul Bălogă, atunci erați în partid? Aveați funcție în partid atunci? Asta a fost înainte de 89. Da. Eu n-am avut nicio funcție. Asta întrebați. Ați fost atunci în aparatul de partid să vină cel de la poartă să vă ia haina? Da, era vorba de respect. Domnule, acolo nu intrai, domnule. Dacă nu erai îmbrăcat corespunzător, nu intrai, dar nu te lăsa. Și ce am pățit, domnul Bălogă, după 90, că am scăpat de comuniști, da? Și am ajuns unde tot fiecare egal cu fiecare, toată prostia iese la suprafață într-un mediu în care toți sunt jurnaliști și toți dau lecții, dar nu ne mai respectăm unul pe celălalt. Domnul Georgea, eu și din pe vremea înainte de 89 am avut succes în meserie. Eu aveam 60 de oameni la IJPPS, la Corunca, acolo, la fabrica de cărămină. Și domnul Monoi a lucrat acolo câteva zile la echipa mea de constructori. Da, la un moment dat a scris că a da, fost da, subalternul dumneavoastră. Înțelegeți? Acum cred că are treabă la platou, că nu ne mai urmărește cu aceeași bine, frecvență. Da, bine, acum trebuie să muncească și ei ceva. Că, no. Și, domnule, eu aveam gresie și faianță de la Sanex din Cluj. Mă înțelegeți? Și cum? Vă spun și aia. Reparam crâjmele. Mureșu, Dacia,
furtună și așa mai departe, și de acolo aveam acces la țigări, cafea și salam. Făceam un pachet, când mergea șoferul la Cluj, la Sanex, ducea pachetul la aprovizionare, aduceam degrade albastru, verde, tot ce vroiam, da? Aveam parchet de stejar, pentru că în Tudor atunci s-au construit toate apartamentele, din 85 până în 90 a fost un boom puternic. Tudor Treiu. Tudor Treiu. Păi era coadă la noi, aveam o fată la antecalculații și venea. Și făceam sobe de teracotă, făceam parchet, puneam gresie, aveam tâmplărie. Ce să mai spun? Eu, pentru mine, după ce a urmat, eu, când s-a făcut revoluția, după 2 luni, am intrat în locații de gestiune. Eu imediat am luat sectorul ăsta de construcții. Unde este acum Cantemiru, acolo a fost organizarea mea de șantier, stație de betoane. Și am luat echipa, a treia lună, o echipă a plecat în Ungaria, pe strada Borotvaș, am făcut 2 căzi. Cealaltă trupă m-am instalat în Crăciunești. Deci toți blugii care veneau și femeile încercau la Alea Carpați, luni dimineață deja banii erau la mine. Pentru că a fost acolo un bulibaș așa, Arcani, a avut 7 copii. Fiecare a făcut casă, domnule. Are o stradă, numai așa, Arcani stă în Crăciunești. Și așa mai departe. După aceea, păi eu vindeam cimentul și varul de aici, de la mine, din Gornești, vrac. Nu erau atunci în saci. Păi unde are 2 noieni atunci acolo depozitul de construcții, acolo puteam să fac eu un depozit sau în curtea la IJPPS. Dacă eu am luat-o către producție. Mai bine îmi plăcea, nu îmi plăcea comerțul, să știți. Mai bine producția. Da. Noi aici avem noi o problemă? Noi, în general, românii, cetățenii țării astea, români, unguri, nu prea ne place să producem. No, uite, asta e boala mea. Din producție nu faci bani mult, să știi, dar sigur. De exemplu, bine, acum la agricultură trebuie să ai și de la Dumnezeu un pic de ajutor. Și de la stat. În Ungaria agricultorii au. În Franța, când se supără că nu primesc cât au cerut, ies și aruncă laptele pe clădirea guvernului. Aici sunt câteva probleme. Să știi că foarte mulți au fentat cu aceste subvenții la animale. Pentru că atunci, acum 10 sau 12 ani, când s-au înregistrat animalele, a doua zi multă lume a vândut. Dar și ziua de azi mai primește subvenția pe ele. Sau este valabil și la ovine. Dacă animalele sunt înregistrate în zona defavorizată la Șieuț, Bistrița, toți, dacă te duci pe pășuni, vezi numai mașini de Bistrița. Animale, vaci cu lapte, oi și așa mai departe. Deci subvenția acolo, în zona defavorizată, este foarte mare față de oamenii noștri care au aici animale. De aceea n-au oamenii din zona noastră vaci cu lapte, animale, pentru că subvenția este o diferență foarte mare. Și asta nu poate să regleze Republica. De ce să nu zero defavorizată? Pentru dacă toată vara ești cu vacile aici, cu ciurda, în localitățile din zonă, și tu primești, nu se duce numai iarna acasă. Dar banul merge acolo. Păi normal că acolo sunt înregistrate în Șieuț sau zonele defavorizate, sau vorbesc de zona maghiară la Măgherani sau Șilea Nirajului, e zonă defavorizată. No, uite că e plină pășunea de animale. Și asta e valabil și pentru cereale. Da, no, în fine. Domnul Bolog, mă întorc la cai. Mă întorc la cai pentru că sunt aici pozele astea și vreau să-mi spuneți ce au însemnat pentru dumneavoastră, în afara poveștii acelea pe care mi-a spus-o cu tata, calul în devenirea unui individ. Contează prietenia dintre cal și om? Cum ați simțit-o dumneavoastră și de ce vă pun întrebarea asta? Înainte să începem, au fost nepoței. Da. Pe cai. I-am întrebat pe amândoi dacă fac din plăcere sau vor să meargă la concurs pentru ce? Și au spus că ambele. Dom'le, eu am fost tot timpul legat, o perioadă când a fost colectivizarea, dar și atunci, după ce m-am căsătorit, socrul avea cal. Și chiar am fost legat.
Mi-a spus că la 65 de ani poate ne atenționează Dumnezeu sau ne spune ceva. Păi, pe mine la 50 m-a atenționat când au fugit cai. Deci părinții la acești cai au fugit cu mine. Atunci m-am rupt toate oasele. Le-a scutat pică cailor vreodată? Nu. De ce? Nu știu. După ce m-am refăcut, nu i-am vândut, nu nimica. Iar m-am apucat, că asta e ca o boală, domne, deci e mai rău decât acolo. Dacă te legi de ei, de animal, apoi nu scapi așa de ieftin. Și îmi place, nu, uite. Păi, liniște mai mare decât dimineața când mă duc și le dau o bucățică de zahăr sau la lopătar, le dau porumbul. Păi vedeți cum au venit la gard. Dar nu sunt sălbatici. Dom'le, animalul te simte dacă ești prietenul lui și dacă îl iubești. Dacă nu... Omul? Și câinii, ați văzut? Omul? Câinii, da. Mi-a fost teamă tare. I-am văzut, sunt mari. Sunt doi, trei câini mari. Și da, sunt doi caucazieni. Mă așteptam să vină mai aproape. Nu. Da. Dar omul cum e, domnul Bolog? La 65 de ani, ce spuneți despre om? Dom'le, sunt și oameni buni. Dar sunt și foarte mulți, foarte mulți care, cu care îi ajuți și după ce ai ajutat în anumite funcții foarte bune, bine plătite de la stat, începe să scadă magneziu și uită foarte repede. Sunt oameni buni, sunt, ce să zic, mai bine să caracterizați dumneavoastră. Bun, atunci mă duc în politică și acolo poate pot să scot mai multe de la dumneavoastră. Să-mi spuneți ce înseamnă succesul în politică. Ați fost consilier județean, ați fost vicepreședinte la Organizația Județeană a UDMR-ului, acum stați departe de politică, ca funcții, ca prezență, dar foarte aproape, spun unii, de ceea ce se întâmplă, de fapt, în ograda UDMR. Lucru care îi deranjează pe cei care conduc acolo. Dom'le, două lucruri pot să-i mulțumesc doctorului Kelemen Otila, pe care îl salut pe această cale. A fost un președinte deosebit. Două lucruri m-a călăuzit cu cai, pentru că primii doi cai am primit de la el. În 90 și ceva. Și în politică. Eu până în 2000 nu știam ce e politica. Nu vedeam de treaba mea, făceam lucru. Bineînțeles, eram președintele UDMR-ului la Gornești din 92-93 încoace. Și după aceea am fost președintele zonal. Voivodeni, Ernei, Glodeni, Gornești. Dar nu m-a interesat nicio funcție. Deci eu nu știam ce e funcția de consilier județean, funcția de consilier local. Și în 2000 atunci Otto a zis, hai să intri în politică, hai să fii consilier județean. Păi domnule, atunci am luat... primul șut, când atunci erau prealegeri. Deci atunci se adunau 200 de oameni, sau la Casa Bernadis, sau la Palatul Culturii, undeva, și eram, știu eu, 20 de candidați pentru consilieri județeni. Și atunci se făcea vot. Venea din tot județul reprezentanții și se făcea, dar nu cu furăciuni. Dar atunci, prima dată, am observat că, noroc că am avut cineva în comisia de numărare a voturilor și atunci a vrut să mă luxeze deja, din primul șut, domnule. Când să intru în politică, deja să o iau în barbă. Când s-a făcut votarea, no, au adunat cutia să meargă să numere voturile. Domnule, eu m-am ridicat și am plecat. N-am avut treabă, n-am mai stat eu să văd care e situația. Nici nu mă... Și odată mă sună unul, zice, mă, când s-a terminat, mă, fii atent că ăștia vrut să te lucreze. Păi cum? Zice că erai pe locul 4, normal, și au vrut să-ți dea în cap.
Și atunci, zice, s-a renumărat voturile. Deci, domnule, la aceste prealegeri sunt câteva persoane care au fost taxate pe furăciune, să fure voturile. Dar noroc că într-o comisie de asta de numărare a voturilor, fiecare își avea reprezentantul lui. Și atunci, no, uite așa am ajuns eu consilier județean. Și ați fost două mandate. Patru mandate. Trei mandate jumătate. Până în 2013. Trei mandate jumătate. Da. V-ați întoarce în Consiliul Județean, că spune Ferenc Rondotilu așa, având în vedere care e experiență politică și antreprenorială, cunoaște bine orașul și județul, îi pun întrebarea momentului. Pentru că noi am discutat despre asta cândva și nu i-ați dat atunci răspunsul. S-a decis să candideze pentru președinția Consiliului Județean, ar fi cea mai bună variantă după părerea mea. Iar Bordaș Gavril vine și spune, da, este cel mai bun la Consiliul Județean, are expertiză în acest domeniu. Deci nu chiar numai de președinte depinde. V-ați mai întoarce în Consiliul Județean? Dacă ar veni 5-6 oameni de afaceri din toate partidele, sau măcar 10 oameni, măcar din 35 să fie 10 oameni de afaceri, în care să putem să schimbăm ceva. De ce nu vin oamenii de afaceri? Nu vin, păi v-am spus de ce nu vin. Pentru că dacă... Eu cred că le place să stea în spate nu și să tragă sforile. Păi, domnule, dacă tu te duci într-un partid și președintele de partid, după două sau trei discuții, nu-i convine că ori ești mai deștept, ori organizezi mai bine partidul, ori nu te, cum să zic, nu vrei să-ți aduci după tine imediat două, trei neamuri. Pentru că, vedeți, noastră, domnule, aici e problema noastră, că, acum nu vreau să spun nume, dar PSD-ul a plecat și toată lumea a sărit la gâtul lor, ciuma roșie. Păi ăștia când au venit și-au adus echipa lor, toate neamurile, toate mândrele. Eu mi-am permis să spun ciuma galbenă. Eu nu le zic, sau pentru că... Sau hepatita, că nu, dacă unii-s ciumă, alții-s hepatita. Auziți, domnul Georgea, eu respect orice om, orice politician, orice conducător de instituție și așa mai departe. Dar, domnul Vologu, dar eu trebuie să stau la mijloc. Nu pot să fiu nici cu galbenul, nici cu roșu, nici cu verdele. Da? Eu aș vrea să fiu cu 10 oameni de afaceri în Consiliul Județean. Cum îi puteți? Consilier, nu președinte. Cum îi puteți dumneavoastră ca om de afaceri sau noi toți ca alegători, cum îi putem urni pe oamenii ăștia de afaceri și să le spunem avem nevoie de experiența voastră în administrație. Voi n-aveți de ce fura că aveți suficienți bani și aveți experiență. Candidat să vă votăm. Nu vin. I-am încercat să vorbesc cu mai mulți. Inclusiv cu domnul Prozan am avut o discuție. Încă la Apollo mai mergea și acolo la Sare mai povesteam una, două. Domnule, ar veni oamenii de afaceri, domnule, în politică? La Prozan... E om de afaceri, dar e și angajat la stat. Eu m-aș duce, nu are o firmă mare care să producă, nu contează. M-aș duce la cei care fac producție ca dumneavoastră. Nu contează, deci... Și avem, uitați-vă în zona Reginului, sunt, dacă ne uităm în zona Sighișoara, sunt, dacă ne uităm pe Valea Nirajului, sunt. Și români și unguri. Pe de exemplu, de la Reghin, din zona Reghilor, cel puțin 4 oameni de afaceri ar putea mâine să intre în politică. Și de ce nu o fac? Nu știu. Vorbesc cu cei de la Ibănești, cu laptele. Păi, domnule, ei au pornit dintr-o cameră. Alora nu le mai trebuie efectiv. Bani. Păi, da? Normal. Păi, aici e problema. Poți să dezvolte județ, poți să dezvolte oraș, poți să dezvolte orice. Dacă tu... Cel cu tractoarele, care are și în România și în Ungaria afacere, exact, da? Exact. Poate. Păi, domnule, atunci pe tine nu te poate domina, domnule președintele. Că dacă tu nu ai bani. Păi, vedeți noi câți politicieni nu avem UDMR. Fac politică toți ăia care noi stau să primească bani de la oamenii de afaceri, nu? UDMR-ul are niște politicieni de subzistență, domnule. Asta e jobul lor. Deci ei altceva nu fac. Tare ei asta. Dacă vin, politică de subzistență, ei, foarte tare ce asta spuneți. Este, domnule. Deci el dacă nu mai este deputat senator, el a doua zi se duce înapoi. A fost istoric, se duce înapoi la radio, nu știu unde. Unul care nu-i spun numele a fost șomer, domnule, și a ajuns în politică pentru că trebuia să ajungă și din alte partide, unul pe lista UDMR-ului. Deci de aceea nu vin acești oameni. Cu cine să stea de vorbă, spuneți-mi dumneavoastră, domnule? Un caz concret. Dacă vin 10 oameni de afaceri puternici în primăria Târgu Mureș, păi, în primul rând... Fiecare o să știa câte o direcție, da? Dar cum vă explicați că nici măcar la fotoliul de primar nu candidează și nici la Consiliul Județean, unde e vot direct, nu candidează oameni de afaceri. Oameni de afaceri de succes și realizați totodată. Dom'le, asta este,
Asta este o boală a politicii românești. Vedeți că și la Cluj, Boc a fost om de afaceri, da? Bolojan la fel, pe care chiar îi stimez și îi știu de aproape. Acum, ce să vă zic, domnule, sufletul meu a fost și va rămâne în UDMR, pentru că eu nu pot, pentru că eu în acest partid m-am făcut cunoscut. Acest partid, ce să zic, avea rezultate foarte bune, pentru că eu în 2000 când am ajuns, am avut 102.000 de voturi, am avut 18 consilieri de țenom. Păi noi din zona asta, Reghin, Gornești, duceam câte 25.000 de voturi, numai din această zonă. Și aveam primar la Voivodeni, acum nu mai este primar la Voivodeni. Aveam primar la Reghin, acum nu mai este primar la Reghin. Nu pentru că, hai că Baloc nu mai este vicepreședinte. Dom'le, dacă tu ești un om politic, trebuie să-l cunoști ultimul consilier de la Glăjărie până la Păcureni sau până la Săcăreni, dacă tu răspunzi de această zonă. Da? Așa că habar n-ai cine este, păi, dom'le, sunt politicieni care nici pe ei înși nu se cunosc. Dar nu-și cunosc capacitățile, habar n-au. Da, da, dacă tu ești așa relații bune cu un președinte de partid, imediat ești pe listă. Și atunci oamenii ce șansă mai au? Oamenii care votează. Care e șansa noastră, a celor care punem ștampila pe buletinele de vot? Dacă oamenii de afaceri nu vin, iar cei care conduc partidele și-a spus tare, tare, tare fain astăzi, fac politică de subzistență, ăia fac listele așa cum le convine lor, să nu cumva să apară unul mai deștept care să arate că greșește. Bun, noi ce șanse avem? Părerea mea că acești oameni de afaceri ar trebui să se gândească, pentru că dacă au reușit în afacere în 20, 25, 30 de ani, atunci atâta judecată ar trebui să aibă să gândească, mă, nu se duce lumea la vot decât 50%. Hai mă să încercăm un an de zile, hai mă 5-6 oameni de afaceri. Haideți să vedem dacă putem să mișcăm cealaltă parte de 50% care nu se duce la vot. Și atunci imediat am vedea de ce nu se duce lumea la vot. Nu se duce că n-are cine să voteze sau nu se duce pentru că nu vrea. Că dacă la oameni le dai o alternativă, da? Să vină să voteze, un om de afaceri cunoscut din Târgu Mureș. Imposibil să nu adune, nu știu cât îi trebuie la un consilier local, 2.500-3.000 de voturi. Parcă 2.200 la imposibil Târgu Mureș. Imposibil să nu poate să atâtea voturi, unul care poate să spună, uite domnule, asta am făcut, asta sunt. De acord, dar dumneavoastră tocmai le-ați spus indirect celor care au întrebat și au comentat, lui Loran și lui Bordaș Gavril, că nu candidați pentru că sunteți loial, să spun așa, UDMR-ului, chiar dacă n-aveți funcție în UDMR, nu candidați independent sau din partea altui partid, anul acesta cel puțin. Da? Atunci probabil sunt mulți alții care spun, măi, eu sunt de stânga, dacă PSD-ul nu m-a căutat și mă caută numai să le dau bani, rămân aici că e mai bine, nu mă implic. Dar sau sunt de dreapta și aștept liberalii la fel, nu mă duc să candidez. Oricum nu o să fie alegeri acum, septembrie, asta vă spun dumneavoastră de acum. Credeți? Pentru că, sau aveți surse? Păi, guvernanții spun că nu avem nicio problemă. Sursa este creșterea îmbolnăvirilor după, în urma acestui virus, să știi. Nu cred că își asumă guvernul dacă va fi un scandal. Păi a zis că o să fie un milion de îmbolnăviri în septembrie. Așa se zvonește, da? După vot, probabil. Păi nu, dar cine mai își permite ca și vă spun eu că nu o să scadă. Pentru că vedeți ce se întâmplă. Acum, eu nu pot să-mi explic cum de în potcoala aceea din sud e jale mare cu această îmbolnăvire. Păi da, pentru că, vedeți, se duc în cel gros prietenii noștri conlocuitori și mănâncă acolo parizel, salam și câte 20-30 de inși. Dar nu doar ei. Dar nu doar ei, da. Vedeți, știți că și prietenii noștri, români și unguri, sunt care nu poartă mască, nu poartă corespunzător. Ați citit că era să mă bată unul acum vreo 2-3 săptămâni când l-am rugat să-și pună masca pe nas. Deci, nu doar ei.
se vede disciplina între Ardeal și Sud. În Ardeal, dacă vă duceți, nu știu dacă ați fost la deschiderea centrului comercial nou. Nu. Să știți că și nepoții au avut mască de la mine. Au plecat să vadă și ei cu mama lor, cu părinții, da? Deci, deja când merge la magazin nepoțica, își pune și se duce cu masca, domnule. Și eu văd că este magazinul nostru și văd când vin copiii din sat, da? Și bătrânii și aia, domnule, fiecare vine cu mască, pune masca. Rar, foarte rar, câte unul din ăsta care intră și nu își pune masca. Restul, toată lumea. Păi atunci înseamnă că undeva este o diferență de educație sau eu nu mai înțeleg nicio, domne. Ce Dumnezeu în sudul ăla acolo, frate, de nu poți să faci tu acolo ordine? Păi o băgat în carantină sate întregi acum iar. Mă înțelegeți? S-ar putea să fie și în Ardeal în curând. Eu nu cred. Eu chiar vă spun că nu cred. Eu nu cred, pentru că acum nu stau nici în laborator. Umblu și văd. Dar când mă duc la Peco, alimentez, vine omul, își pune masca și intră la caserie. Mă duc la piață acolo, nu? Dar intru la Petri sau la careva să-mi cumpăr ceva. Sau la vinuri. Mi-am pus masca, mi-am luat vinul și am ieșit afară. Și multă lume se plimbă cu masca în piață. Da, e multă lume, dar este disciplină. Sunt și oameni care procentajul, și la noi. Procentajul de îmbolnăvire este cu 50% mai mic decât în sud. Ok, asta spuneți că nu o să fie alegeri. Dar totuși, reiau întrebarea mea, noi, cei care votăm, care nu avem afaceri, noi care sperăm de 30 de ani de la cei care ne conduc și ne administrează bunul nostru, mai puțin cotizația mea, mai mare cotizația omului de afaceri, aștept să văd că ne dezvoltăm. Aștept să văd că ajungem orașe, comune sau țări din vest. Și văd că nu se întâmplă lucrul ăsta. Păi văd că la noi mereu vorbim despre furăciuni, despre găști și despre DNA. Păi nu se întâmplă pentru că, vedeți, neastră, începând de la guvern până la administrația publică, toată lumea se ocupa de pandemie. Păi stai, domnule, de pandemie se ocupă internele, sănătatea, atunci când mergeau școlile, învățământul și cu asta salut. Și armata, da? Dacă au fost coptați patru ministere, domnule, din 16 sau 18, câte ministere sunt, da? Aici toată lumea. Mă, tu constructor de drumuri, dă-i drumul, mă, frate, la licitații, la proiecte. Și să mergem pe la administrația publică locală. Au fost închise, domnule, toate administrațiile, da? Că numai la ghișeu te mai lua sau, nu știu, online plăteai impozit taxe. Păi du-te, acum vezi că toată lumea a plecat în concediu. Că trebuie să semneze o hârtie și nu-i. Că e în concediu. Dar de ce nu te-ai dus, domnule, atunci în concediu? Și asta nu depinde de funcționarul public. Nu depinde de el. Trebuie să vină, da? Închidem. Merge și o 75% toată lumea în șomaș tehnic. Și vă luați câte 10 zile din concediu, da? Domnule, eu nu pot să dau voce la angajații mei, dar dincolo nici nu au lucrat. Eu am lucrat tot anul. N-am fost nicio zi, da? Nici închis și nici oamenii n-au fost în concediu fără salariu. Atunci care e diferența? Nu se poate. Adică trăim într-o țară care nu sunt, în primul rând, domnule, sunt legi. Dar nu sunt corespunzător aplicate. Și atunci dacă sunt pe un senator și zici, domnule, de ce nu ridicați voi problema? Păi, domnule, ați văzut asta un senator deputat? Să spună, domnule, mie nu-mi trebuie retribuție pe 3 luni de zile că n-am fost la lucru. Dar vă reprezintă pe dumneavoastră parlamentarii ăștia ai momentului? Nu toți. Nu toți. Să știi că nu numai în UDMR sunt pramatii și pașii. Nu, parlamentarii de Mureș, nu de unguri sau de români sau de țigani. Sunt parlamentari de Mureș. Din județul, din Mureș, unul, doi parlamentari care mă reprezintă. Doar de la UDMR? Nu. Unul de la UDMR și unul de la un alt partid. Mă înțelegeți? Restul au consumat benzină și au plătit birourile gratis. Politică de subsistență. Asta nici nu mai vorbim, domnule. Și atunci că m-ați blocat cu termenul ăsta, domnule Bolog, putem vorbi de succes în politică?
care e succesul în politica românească? Ăla că ai ajuns într-o funcție ca să trăiești? Sau ăla că stai în spate și spui, eu l-am făcut pe la parlamentar? Păi auziți, sunt două categorii de politicieni. Deci, acel parlamentar de subsistență, ăla sună la Cluj și întreabă, mă, putem să votăm? Sau sună președinte și, sau este și el parlamentar? Și spune, mă, băieți, asta votăm, asta nu votăm. Dar câte înjurături n-au primit când au votat legea hoților și nu știu ce, UDMR-ul, da? Când era Ciordache și cu domnul rector de la Iași. Da, până ministru, la urmă nu, da? Sunt foarte proaste legile acelea. Vă înțelegeți? Și atunci, ce? Ați văzut că la CEDO, nu mai primesc despăgubiri pușcăriașii, pentru că spun, e rezolvată problema voastră, primiți în țară bani, primiți recursul compensatoriu, e ok. Totul pornește de la capul del tutti capi, sus de la, din capitală, de unde se dă ora exactă. Vedeți, toată lumea l-a înjurat pe Orban Victor. Că de ce dă bani în Ardeal, că de ce nu știu ce. Da? Uite că a dat mâna și cu Madame Merkel. Da, un lucru interesant. 100 de miliarde Ungaria, care are o populație, ajutați-mă, 11 milioane sau 10 milioane. 10 milioane. Și vin 100 de miliarde de euro. Exact. În același exercițiu financiar în care în România, cu 19 milioane, deci aproape dublu ca populație, ne lăudăm că am primit sub 80 de miliarde. Păi, industria germană, 4 mărci de autovehicule, acum se face al patrulea lângă Debrecen, fabrică, da? Nu vin din Bulgaria și din România, că vin din Deutsche, da? Și acolo se asamblează. Acum, deja, parcă am și văzut că a scos primul Mercedes din ăsta hibrid, în Ungaria, la Kecskemét, sau unde, acolo, parcă este fabrica. No. Și atunci, diferența între ei și noi. Păi, ei sunt cu toate autostrăzile la graniță, noi nu suntem. Înțelegeți? Nici măcar cu aia 5 km, da, de care vorbea așa ministrul de la PSD. Exact. La ei se investește în sport și investește și în România în sport, guvernul maghiar. Noi nu suntem capabili să ținem un amărât de echipă de basket, domnule. Că din 2016, de când au venit ficiorii ăștia ai noștri, udemeriștii la Consiliu, domnule, știi ce? Eu chiar am fost puțin așa cu reținere, că de ce s-a amestecat Calea Mea Hunor acum în listă. Foarte bine a făcut. Toți afară. Ia să vedem, să încercăm cu noi. Nu contează că... La UDMR Târgu Mureș. Exact. Foarte, uite, păi... Nu așa ar trebui să se facă tot la 4 ani, alții noi. Afară, păi, alții ce să noi. Vă spun? În 2016, când cu Brașov am câștigat alegerile, în noiembrie l-au executat pe Brașov. Și atunci această gașcă s-a bucurat, pe care acum i-a executat unul. Înțelegi? Păi pe mine sunt supărați, domnule, că de ce susțin pe Șoș? Păi vă spun așa, mă, băieți. Uite, să știți că eu sunt unul dintre susținătorul lui Șoș Zoli, pentru că în anii ăștia a demonstrat că a reușit să pună la punct, bineînțeles și cu contribuția Consiliului Județean, și Palatul Culturii, și câteva muzee, și foarte multe lucruri bune a făcut Șoș Zoltan. Dacă Zoli reușește să câștige primăria Târgu Mureș, este cireașa de pe tort în cariera mea politică. Aș fi putut să închei cu asta, dar nu vreau să închei cu asta, domnule Bolog. Mai am o întrebare. Suntem deja la finalul discuției și nu pot să nu vă întreb care este soluția pentru a ieși din impasul acesta național, nu doar în județul Mureș sau în Ardeal, în condițiile în care am auzit zilele trecute, vorbindu-se de la București, că decizia trebuie să fie locală, să hotărască inspectoratele școlare și direcțiile de sănătate publică județene dacă se ia sau nu se ia vreo măsură în gestionarea problemei coronavirusului. Adică, altfel spus, în sfârșit vorbim că comunitățile trebuie să aibă autonomie.
și să hotărască ei acolo. Măi, suntem bolnavi, stăm închiși. E asta soluție? Bine, bine. Soluția este, unde? Soluția este, dar dacă tu îmi dai mie autonomie la necaz, păi dăm autonomie financiară. Dăm și bani. Da? Atunci lasă-mă să mă gestionez, să mă gospodăresc. Dar e asta o soluție? Păi ar fi o soluție, dar vă spun de ce. Pentru că el îți dă ție ca să gestionezi situația fără bani. Adică tu să, din banii aia care... Păi domnule, în primul rând, acele 80 de miliarde de euro care trebuie să primească țara noastră, alea trebuie acoperite cu proiecte. Alea nu ți vine să ți le bagă acum în cont ca să dai tu pensii pentru să mărești pensii sau nu știu ce să faci tu. Nu, domnule, alea toate trebuie acoperite cu proiect. Păi eu vă spun dumneavoastră, în 2024, dacă ne mai vedem aceea la fermă, atunci, din acești 80 de miliarde, dacă 10, 15, 20 de miliarde vor fi trase în 4 ani de zile. Ascultați ce vă spun eu. În ritmul în care noi ne-am atras fondurile până acum în 2021. Păi noi din 2018 sau 16. Era perioada asta de tot câte 4 ani, 2016-2020. Ok. No. Păi uite câte fonduri a atras România. Nici 30%. Și atunci acum, da, domnule, zice domnul președinte, și mult din ce am tras am dat înapoi. Pentru că n-am reușit să le... Păi, nu se poate, nu. Adică, domnule, tu ai un buget și când tragi linia, dai înapoi banii. Mulțumesc tare mult, domnule Boloc, și mai gândiți-vă. Anul ăsta e compromis dacă vor fi alegerile în septembrie, dar dacă nu vor fi în septembrie, încă mai aveți vreme. Încă mai puteți coagula un grup de oameni de afaceri care să ajute județul ăsta să se urnească. Județul Târgu Mureșul... Să știți că dacă acești oameni s-ar gândi în sfârșit, hai mă să schimbăm ceva, dar nu numai în județ, în țara noastră, domne. Nu pentru noi, că eu de la 65 de ani ce să mai schimb, da? Dar pentru copii, pentru nepoții dumneavoastră, pentru copii și așa mai departe. Deci aici nu trebuie gândit că noi, eu mâine, dacă fac 100 de lei, bag în bancă, că am tras un tun. Aici trebuie pe termen lung gândită niște chestii. Bineînțeles, domnule, nu se poate, adică, domnule, cum lași tu afară pe la care produce banul? Uh-huh. Tu consumi și tu apezi butoanele. Și ăsta care produce, ăsta tati numai se uită ca peștele când acum pe căldura asta dă la apă. Da, cu gândul că mulțumesc frumos, omule politic, că mă lași să produc ca tu să poți trăi mai bine. Mulțumesc tare mult, domnule Boloc, pentru că mi-ați primit astăzi aici, pentru dialogul pe care l-am avut. Încă o dată vă urez mulți ani cu multă sănătate. Sper să ne vedem și în 2024 tot la agenda de Mureș, dar sper că până atunci să nu fie ca în reclama aceea cu individul care rămâne în același apartament și după 10 ani. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu și eu chiar urez politicienilor tineri mult succes, pentru că viitorul este al lor. Și dacă ne ascultă puțin și pe noi, să sperăm că viitorul e al nostru, nu al lor. Ei să-și facă treaba. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Un sfârșit de săptămână plăcut, multă sănătate. Luni vom vorbi despre o năzbâtie pe care o pregătește Consiliul Local Târgu Mureș acum, la final de mandat, la 18:30. Vă aștept. Până atunci, numai bine! Seara bună!